Astăzi la ora de cripto. Haideți să vedem cum arată piața în această zi de miercuri. Iar Bitcoin este la 29.000 de dolari, Ethereum la aproape 2.000 de dolari și vedem că toată piața este din nou în scădere. Înainte să mergem mai departe, nu uitați să lăsați un like și un coment, deoarece mă ajută foarte mult la creșterea acestui videoclip. Bun. Ieri am avut o zi pe verde pe burse, dar Bitcoin nu a urmat trendul, doar o ușoară urcare și acum pe 4 ore Bitcoin a ieșit din acest triunghi simetric de care vă povesteam, da? Vă spuneam că zilele trecute a ținut suportul, s-a dus la rezistență, reject și în aceste momente cum s-au deschis bursele, Bitcoin a și scăzut, a ieșit din acest triunghi simetric, da? Mi-ar fi plăcut să fac acest videoclip înainte de deschiderea burselor, dar am fost la fotbal și nu am reușit, dar dacă vă uitați tot timpul la pre-market, da, vedem Dow Futures minus 2%, S&P 2% și Nasdaq 3%, da, când, cade, când cad bursele 2-3% în pre-market, ne arată trendul cam pe toată ziua de burse și atunci dacă bursele o să scadă, cam și Bitcoin o să scadă și exact acest lucru s-a întâmplat, da, dacă dăm puțin mai în spate, da, cum a venit amiază cum a scăzut Bitcoin și a și din acest triunghi simetric, da, să vedem volumul, volumul este peste medie, da, este un lucru, nu este un lucru chiar foarte bun, da, este peste medie, nu este chiar foarte mare. S-ar putea să fie și un fake cau, da, să ia lichiditate de aici, când toată lumea se aștepta să meargă în sus, să lichideze niște longuri, dar și poate își revine. Da, este o volatilitate foarte mare, dar nu este un lucru bun că a ieșit din acest ciung simetric. Și vă spuneam zilele trecute că dacă ar fi să meargă în jos, cu toate că eu mă așteptam să meargă în sus, dar vedem că piața criptă nu face cum credem noi, un target ar fi 25-26.000 de dolari, da? unde a mai fost pe aici pe la 26.000 în 12 mai, acum vreo 6 zile. da? Deci mare atenție deoarece Bitcoin se pare că va merge din nou mai jos de aici. Mare atenție la acest lucru. Și dacă ne și pe daily, vedem că tot în scădere suntem, nu este volum foarte mare de cumpărare, da, mare atenție că se prefigurează să fie a 8-a, 1 2 3 4 5 6 7 se prefigurează să fie a 8-a săptămână consecutivă de scăderi pe Bitcoin. Da, nu am avut niciodată 7, dar vom vedea dacă avem 8. În zilele acestea, mare grijă, deoarece bursele sunt în scădere. S&P-ul, vă spuneam, dacă scade sub 3.850, va intra în bear market. Și peste tot vedem inflație foarte mare. În România, nu știu, 13-14% este. În Anglia, cea mai mare inflație din ultimii 40 de ani. Și cred eu că se va zice că este o recensiune o recesiune în săptămânile sau poate lunile următoare, dar cred că este foarte aproape o recesiune. Bineînțeles, toată lumea știe că suntem într-o criză deja, dar nu este nimic oficial, da? Și cred că în viitorul apropiat se va numi uh, o recesiune, da? Și atunci piețele financiare o să scadă și mai mult, da? Deci urmăresc acest lucru foarte important săptămâna asta. Dacă S&P-ul va merge sub 3850, Nasdaq-ul este de foarte multă vreme sub 20%, dar S&P-ul este la Haideți să vedem la cât este, la 17,36, da? La minus 20, mai avem încă 2%, 70 aproximativ și suntem în bear market și pe burse. Mare atenție la acest lucru, deoarece o să influențeze negativ piața cripto. Dominanța este în creștere, vă spuneam și ieri, dominanța se consolidează aici între valorile de 44 și 45 și pare, pare că se pregătește să meargă în sus dacă Bitcoin va scădea de aici. Și bineînțeles, pe orice scădere pe Bitcoin, dacă dominanța este în creștere, altcoinurile o să sufere cel mai mult. Și vă spuneam că suntem în bear market și în bear market, uh, altcoin-urile scad cel mai mult deoarece scad foarte mult în paritatea lor cu Bitcoin. Dacă în bull market urcă foarte mult în paritatea lor cu Bitcoin, în bear market scad foarte mult în paritatea lor cu Bitcoin. Da? Deci mare atenție și la dominanță dacă va trece de 44,90, deci poate să meargă și mai sus. Și vă spuneam că dominanța a mers în sus, și peste EMA 200, cred că va închide și peste EMA ribă, da? Deci vă speram că scăderile vor tot continua de aici. Bineînțeles, o să mai avem și urcări, dar este un an de scăderi. Și vă spuneam și anul trecut, dacă vă mai aduceți aminte, vă mai aduceți aminte și prin noiembrie și prin decembrie, că o să vină o perioadă când n o să vă fie frică să cumpărați, nu o să cumpărăm, deoarece o să credem că o să scadă și mai mult și tot așa, da? Asta este jocul balenelor și vor să scuture retail adică oamenii de rând, cât de mult ei să acumuleze în liniște și la un moment dat să revină bull marketul. Și atunci foarte multă lume va intra sus, da? Dar noi trebuie să fim aici să facem DCA și să avem foarte multă răbdare, da? Deci cred eu că tot ce acumulăm în acest an și poate și anul viitor, poate jumătate de an, tot ce acumulăm o să fim în profit când va începe bull marketul foarte repede, da? da? Doar trebuie să cumpărăm și să avem tot timpul bani disponibili de acumulat și să acumulăm și să avem răbdare. DXY-ul în scădere, da? Asta este un lucru pozitiv pentru noi, am văzut 3 candele roșii. aici un mic bounce, dar cred că vom mai scădea. Dacă uităm pe weekly, în sfârșit vedem o candelă mai mare, roșie, da? Deci să sperăm că vom scădea și pe DXY, asta ar fi un lucru îmbucurător, măcar pe termen scurt, dacă vom avea un bounce relief. Mergem și pe câteva câini, da? E-Gold a ieșit din acest bear flag, a spart suportul de aici e și dacă se menține scăderea pe Bitcoin, Egold s-ar putea corecta până în 89.90, mai apoi 84, 85 și după aia bineînțeles zona asta de 72, 75, da? Deci mare atenție, cam altcoinile scad destul de mult și dacă pe orice altcoin în paritatea lor cu Bitcoin, EGLD, BTC. La fel, da, și pe un time frame mai mare, pe weekly. Cam toate sunt sub EMA ribbon și când, este, când sunt sub EMA ribbon sunt în bear market în funcție de Bitcoin. Da, dacă în bull market cam stă peste EMA ribbon, cam a stat orice altcoin peste EMA ribbon, în bear market scad și sunt destul de mult sub EMA ribbon. Da, deci mare atenție și trebuie să acumulăm în perioada următoare. Dacă ne uităm pe Polkadot de exemplu, Polkadot este de foarte multă vreme în bear market de prin noiembrie decembrie. Polkadot deja este la minus. 82% da? și vedem că parcă parcă merge sub acest suport uh, important și sub acest prag în care a fost uh, în vara anului trecut și pare că polkadot se îndreaptă pe următoarea scădere, dacă va mai fi o scădere, spre zona de 5-7 dolari. Aici crezi, cred că este foarte ok de acumulat polkadot sau este un început de, acumulat, de acumulare foarte bună pe polkadot. 5-7 dolari, bineînțeles da? Dacă ne uităm și pe dot BTC, să vedeți cât a scăzut și acolo, da? La fel, poate să ajungă chiar unde a fost prin decembrie 2020 în funcție de Bitcoin. La fel, și în funcție de Bitcoin, deja a scăzut minus 66%, 66 și încă mai are loc, da? Vedeți, de când a închis un altcoin în comparație cu Bitcoin sub EMA Ribbon pe weekly, cam tot scade, da? cam tot, tot scade până la un bottom. Și dacă uităm și pe bottom pe RSI, vă spuneam că bottom pe RSI pe weekly, cam aici trebuie să fie undeva între 25 și 30 pe RSI, da? În acest moment este la 34 și cred că mai are potențial să meargă până în 30 sau chiar și sub 30 pe RSI și cred că acolo ar fi bine de cumpărat, da? Mergem și pe Ethereum, deoarece și pe Ethereum sunt niște lucruri foarte interesante. Pe ETH m-aș uita mai bine pe ETH în funcție de Bitcoin, da? ETH este indicatorul suprem vor, când este vorba de altcoinuri. Și când Ethereum urcă în funcție de Bitcoin, cam declanșează un altcoin season. Dar Ethereum în funcție de Bitcoin este la acest suport pe care îl formează de prin mai. Și dacă Ethereum în funcție de Bitcoin sparge acest suport, cred că ar declanșa o scădere și mai mare pe altcoinuri. Da? Deci, urmăriți eth în funcție de Bitcoin. Dacă o să închidă sub 0.06566 pe weekly, deci ar putea să intre într-un downtrend masiv, un bear marketul ăla lung, da? Vedeți, exact acolo este, este Ethereum în funcție de Bitcoin, cam pe aici, da? Uitați ce poate veni după aia, da? O scădere și mai mare. Uh, și Ethereum vreau să acumulez, dar aș vrea să acumulez undeva sub 1500, sub... 1000, cam pe acolo între 1200, 1100 poate, dacă o să ajung acolo. Cred că acolo este foarte bine de acum sau de început un, uh, un, DCA în jos, da? Deoarece facem un DCA în jos, cum scade, cum tot cumpărăm, da? Și repet, acest lucru deoarece este foarte important pe weekly, pe RSI, acolo jos la 30 și 25, poate să ajungă acolo, este recesiune, este criză, ar putea să ajungă Ethereum acolo și cam orice altcoin, da? Deci puneți orice altcoin, îl doriți voi în paritatea lor cu Bitcoin, puneți pe weekly și să ajungă acolo la 30, 25 pe RSI și acolo cred că este foarte bine și safe de cumpărat. Mergem și pe Near Protocol. Near, a rupt de vreo 3 săptămâni acest suport important pe weekly. Nier este un proiect foarte bun, da? Mie îmi place și uh, uh, aștept să meargă aici. Near. Vedem că nu a ținut această zonă de 5,86. 6-7 dolari și pare că pe această scădere, dacă Bitcoin o să scadă, ar putea să meargă chiar și până în 3.30-3.60 în zona asta și cred că din zona asta este foarte ok de cumpărat. Nier încă nici nu a scăzut chiar atât de mult, este la minus 71% și poate să meargă până în 80-85, da. Deci cam toate altcoinurile scad în funcție de Bitcoin. Dacă intrăm și pe Nier BTC, bineînțeles pe NIR BTC nu avem foarte multe date, dar la fel vedem că se prefigurează o închidere sub EMA pe weekly. Dacă foarte multe altcoin sunt mult sub EMA Ribbon pe weekly, anumite altcoin doar acum încep să meargă sub EMA pe weekly și rămâne de văzut cum va evolua Nier de aici, dar Nier îmi place long term și vă mai aduceți aminte când uh, Hai să vă spun aici. Aici undeva a făcut un spike near la 20 de 20 de dolari uh, când uh, s-a aflat că se va lansa un stablecoin și pe Nier, da? Și toată lumea a spus că o să aibă parcursul lunii. Adică când s-a lansat luna, când și a lansat și ust ul luna după aia a decolat până la 100 de dolari, da? A fost un hype, dar după aia acel hype s-a desumflat când s-a aflat că uh, va fi doar un 10% API pentru staking în timp ce pe luna era 20% da? și vedem că NIR încă este aici și luna nu este da? cu toate că vedem că un, un staking mai mic, un reward la staking mai mic este mai sănătos. Da? Deci NIR îmi place foarte mult și vedem la fel și pe, pe weekly 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, a șaptea săptămână consecutivă de scădere și pe NIR. Și să mergem mai departe și uh, următoarea rubrică este sponsorizată de cei de la Prime XBT. M-ați întrebat ce platforme mai folosesc și folosesc și această platformă de Prime XBT și... Uh, da, o folosesc în, specia, în special pentru copy trading. Uh, nu am folosit-o foarte mult, am, am încercat să o folosesc acum câteva zile uh, deoarece mi-a spus un, un prieten despre această platformă și mi-a spus că a făcut ceva bani urmărind uh, acești trader de aici, da? Deși deci voi dacă vreți să urmăriți, urmăriți niște trader care uh, tranzacționează pentru voi, da? Ei fac niște trade-uri și voi puteți da aici follow după ce o faceți un cont, este foarte rapid și primiți și ceva bonusul dacă vă logați cu contul, cu linkul de mai jos. De exemplu, urmăriți acei oameni care au followers mari, care au mulți followers. De exemplu, Fractals, da, locul 2, are 315 oameni, îi urmăresc trade-urile. 90.000 de dolari sunt băgați de la toți oamenii de la acești 315 oameni, da? A tranzacționat 128 de zile în acest an un profit de 5800%, da? Și în anumite zone, în anumite zile poate face 1%, 2%, 300%, 400%, poate are o săptămână în care nu tranzacționează, da? Deci dacă intrați și dați un follow, atunci tranzacționează pentru voi. Când o să fac niște trade-uri, o să urmărească și contul vostru anul acele trade-uri. Da? Bineînțeles, nu este nimic sigur. Vedem că sunt și care pierd. De exemplu, astăzi, Here and Now, care are 18 urmăritori, a făcut 20% de procente pe plus. Da? Vedem că sunt 15.000 de dolari de la follower și lui. Da? Această platformă îmi place pentru acest copy trading, care este, cred că este mai bun chiar și decât Etoro. Da? Și îmi place. Și dacă merge și aici la main, Aici puteți să faceți și de pe Binance și de pe, uh, și de pe alte platforme, puteți uh, trimite și Tether și USD și Ethereum, dar și de aici puteți să vă jucați. Sunt aceleași lucruri ca și pe Binance și recomand această platformă, chiar îmi place că este și user-friendly, nu trebuie KYC, adică nu trebuie să trimitem acele poze enervante cu buletinul și cu pașaportul și și așa mai departe. Da. O să revin uh, cu un video în zilele următoare și după ce o să pun și ceva la muncă aici uh, pe acești traderi. Și să să vedem uh, care este cel mai profitabil. Atât pentru astăzi, sper că a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare comentariu și vă aștept și pe contul de Twitter, pe data viitoare.